Salariile angajaților din sistemul de sănătate vor fi majorate cu 40%. Niciun spital nu va fi închis, iar în fiecare sat va fi deschis un centru medical și farmacie. Acestea sunt doar unele din acțiunile pe care le va implementa imediat echipa Blocului Comuniștilor și Socialiștilor după alegerile parlamentare din 11 iulie. Candidatul pentru funcția de deputat din partea blocului, Rita Manole, a amintit că în ultima perioadă salariul în sistemul medical a crescut de două ori, la 1 septembrie 2020 și la 1 ianuarie curent cu câte 30%. Noul parlament urmează să adopte majorarea lefurilor și pentru alte categorii de lucrători din sistemul sănătății. Domeniul sănătății a fost, este și va fi o prioritate pentru noi. Salariile în sistemul public de sănătate vor fi majorate cu 40%. Salariul personalului medical secundar și auxiliar va crește proporțional cu majorarea salariului medicilor. În primul rând, va fi majorat salariul angajaților instituțiilor medicale, unde acesta nu a crescut în ultimii ani sau rămâne la un nivel scăzut. Blocul electoral de asigurări că nu vor fi închise spitale și nu va fi redus numărul de paturi din spitale, iar fiecare sat va avea un centru medical și o farmacie, pentru care vor fi alocate fonduri bugetare speciale pentru construcția seriilor și suport tehnic. Cunoaștem că în perioada 2014-2020 numărul de paturi s-a micșorat cu 2000. Pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate în instituțiile medicale va fi lansat programul de stat Modernizarea tehnică în domeniul sănătății, cu scopul înnoirii și dotării instituțiilor medicale cu echipamente moderne, efectuarea reparațiilor capitale ale clădirilor. Blocul își propune să aducă serviciile medicale mai aproape de oameni. Astfel, copiii sub vârsta de 18 ani, femeile gravide, mamele pe parcursul a unui an după nașterea copilului și pensionarii vor fi asigurați cu servicii stomatologice gratuite. În acest scop, va fi extinsă rețeaua de centre stomatologice publice, secții și cabinete în cadrul policlinicilor raionale. Programul Un doctor pentru tine va fi extins semnificativ, astfel ca până în 2025 acesta să acopere în proporție de 100% toate examenele profilactice pentru locuitorii din sate. Totodată, ținând cont de experiența de combatere a pandemiei COVID-19, va fi îmbunătățit sistemul de lucru în caz de urgență în sănătate. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor va acorda o atenție sporită și tinerilor care au absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie. Astfel, valoarea indemnizației unice pentru tinerii specialiști care vor merge să lucreze în regiunile țării va fi indexată anual și va fi aprobată o compensație parțială pentru costul construcției sau achiziționării de locuințe. Admiterea studenților din mediul rural în instituțiile de învățământ medical se va efectua gratuit cu locuri gratuite în cămine. De asemenea, statul va subvenționa ratele dobânzilor la creditele bancare luate pentru achitarea studiilor în medicină.